cred că vă mănâncă pielea și îl dau jos pe Sfântul Nicolae din Cui. Nu, vreau să spunem și noi ceva. Să vreau să spunem că ne cerem scuze față de domnul Mihai, fiindcă nu este frumos să atâta așa de spectatori. Un om în vârstă și ne pare rău. Mă vezi? Yeah. Să vă accepte scuzele. Și noi sperăm la fel. Ok. Yeah. Relu, am văzut o fată nouă. Ia treci tu în locul lui Mihai să stăm un pic de vorbă. Ia să-l cunoaștem noi. Hai, unde vrei tu? Stai aici în față. Dați-mi voie să stai aici în față în locul unuia dintre voi. Ia uite, s-au mutat. S-au mutat toți în... Ia zi-ne, Relu, despre tine. Cine ești, de unde vii, câte ani ai? Mă cheamă Relu, sunt din București. Dar Relu de la cine vine? De la Aurel? Nu. Relu. Așa te cheamă în buletin? Da. Bravo, așa. Deci... Sunt din București și am 28 de ani. Părinții tăi au vrut să te alinte toată viața. Relu Petrișoru, îmi spune. Bravo, bravo. Bun. Și ai câte ani? 28. Mulți înainte să fii sănătos. De care e viața ta? De ce ești? Singur, am rămas singur de 3 luni de zile. De ce? Ce s-a întâmplat? Ai fost însurat sau doar o iubit așa? Un combinat. Am un băiețel de 7 luni. Să trăiască! Păi și, ce? Iubita ta și-a luat copilul și-a plecat sau ce? Nu. Ăsta mea a plecat și m-a lăsat cu copilul. Deci a plecat și te-a abandonat și pe tine și pe copilul? Da, a plecat cu altcineva. Dar câte ani zice ai care copilul? 7 luni. Păi și stai mai puțin. Deci, dacă copilul are 7 luni, ea când a plecat? Păi ea are 29. E mai mare cu un an. Lasă-mă câte ani are ea. Când a plecat ea și te-a lăsat cu copilul? Păi ea cu 3 luni. Deci când copilul avea 3 luni jumate, 4 luni, ea a plecat și nu, Doamne, păzește-mă. Dar n-are suflet. Dar nu e vorba de suflet până la urmă. Știi ce? Nu înțeleg, ok, poți să-ți abandonezi bărbatul, că poate nu-ți place sau poate nu-ți face ce-ți place ție sau poate nu te iubește, cum vrei tu. Dar nu poți să înțeleg cum să-ți lași copilul, mai ales un copil atât de mic. Nu știu, dar eu n-aș fi putut, eu ca tată... Dar tu